Thank you very much, Mayor. Da, te rog. Problema 7 de la pagina 7 de la? 88. 88. Desenați o piramidă cu acroateră S, A, B, C, D. Deci desenați. O piramidă cu acroateră S, A, B, C, D. S, A, B, B, C, D. Piramidă. Dacă fețele laterale sunt lunguri echilaterale cu latura de 5 cm, adică S, A, B, S, B, C, S... Hai să facem o figură. Piramidă 4 lateră. O piramidă. Mai întâi facem un 4 later. Un 4 lateră, așa? Așa facem. Dar se scutește și conținutul. Dacă este... Dacă fețele laterale sunt triunghiuri echilaterale cu latura de 5 cm, aflați suma lungimilor tuturor muchiilor piramidei. Suma lungimilor tuturor muchiilor piramidei. Așa. Deci avem ce face cu o piramidă patru lateră. Iesa ABCD. Nu spune nimic, este piramidă regulată, ceva, nu? Nu. E o piramidă patru lateră. Și fețele sunt triunghiuri echilaterale. E, poate asta mi-a dat informația asta pe care vin. Sigur că doamne mi-a zicea. Ce fel de piramidă este, dacă fețele sunt triunghiuri, deci... Echilaterale. B, C, D. Și S sus. S sus, da. Fețele sunt triunghiuri echilaterale. Deci, în ipoteză, am această piramide, iar fețele, se le zici tu minuna care sunt fețele. SBC, SAP, SAP. Deci, așa, SAP, SAP, SBC. Deci, triunghiurile, triunghiurile SAP, SBC. SBC. Deci triunghiul, triunghiul SAB. Congruent cu triunghiul SBC. SB cu triunghiul SBC. SBC. Congruent cu triunghiul SDC. SDC. Și congruent cu SAB. Latura, cu latura de 5. Congruente, echilaterale. Cu SB egal cu SC egal cu BC. Adică este ascuns că SA egal cu SB egal cu SC egal cu SD egal cu AB egal cu ABC egal cu CA. Nu? Da. A, B, B, C, C, A și... D, A. D, A. Și egal cu D, A. Și egal cu 5 cm. Egal cu 5 cm. Înseamnă că este o piramidă, poate la fel, reflată. Fiindcă poligonul de pe baza B egal cu B, C egal cu C, D egal cu D, A, este... Dar ce-a spus bine, care e locul? Deci a spus că e asta. Asta a spus că e ora de piramidă, poate la fel, reflată cu baza 1 pătrat, nu? Da. Și toate fețele sunt triunghiuri echilaterale. Să aflăm în ipoteză, în concluzie, suma lungimilor tuturor muchiilor piramidei. Deci, pică chiar în mod, ca să-i salga până acolo. Și ce vede la lucrurile? Adică vrea să le aflăm. Ies A plus Ies B plus Ies C plus Ies D plus A B plus B C plus C, D, și plus D, A, toate munchiile. Nu numai munchiilor piramidei. Nu zice numai munchiile laterale, că atunci... Nu, tuturor. Și face 4 ore. 4 și 4, 8 ore, 5, 40 cm. 8 ore, 5, 8.
Nu se pot. Uite, că sunt patru așa, S, A, S, B, S, C, S, D. Și ai zis A, B, A, C. Nu A, B, A, C. A, B, B, C. 8 ori 5, 4 ori. Asta era o problemă din nota 5, ca să obții nota 5. Așa. Din calculator. Și tot ca să ține deci încă o dată, totuși. Ca să ține bine. Da. Da. Avem S, A, 1, A, D, 2, D, Z, 3, S, C, 4, D, C, 5. Deci numărul unchilor, normal, este funcție de numărul valorilor de bază. 6, A, B, 7. Ia de mama, întâi Iisus, că îi zăbăcește așa. A, B, B, C, C, D, D, A, spate, jos. Da. Și mai stăpa atât Iisus. Ies A, ies B, ies C, ies D. Asta e foarte. Da, da. Deci dacă faci un ordine, e clar. Da, da. Nu puteai o problemă din nota 5. Da. Acum o problemă din nota 7, o luăm progresiv așa, da? Sigur, sigur. Dar nu se mai duce mult, nu? Deci se arată o piramidă triunghiulară, ies A, B, C. Deci, să desenăm o piramidă triunghiulară. S, A, B, C. S, A, B, C. Dacă toate muchiile sunt congruente și area bază este egală cu... În care toate muchiile sunt congruente, deci S, A, egal cu S, C. Egal cu S, C. Egal cu A, B, că toate zicem A, B. Toate muchiile sunt congruente. A, B, D, C, egal cu C, A. Asta am ipoteză. Da. Area bazei este de 25 radicali din 3. Area triunghiului A, B, C, egal cu 25 radicali din 3. S-a aflat în concluzie asta suma lungimilor tuturor muchiilor piramidei. Deci ni se cere să aflăm suma lungimilor muchiilor tuturor, și să aflăm din nou S, A, plus S, B, plus S, C, plus A, B, plus B, C, și plus C, A. Da? Acum nu le mai știm data de trecută. Deci, noi nu mai știm valoarea ei, dar avem valoarea de sub. Da, triunghiul. Deci ce este o piramidă triunghiulară? Triunghiulară facem un triunghiul, un rift triunghi. Sigur, dar știm cum se face un triunghiul în spațiu. Hai ca să iau și eu apă de la tine. Dar o să fie rece și înapoi. Nu bute? Poate rece, că e subiectul mai tare. Așa, da. Deci adică așa să... Da, da, da. Și dacă trebuie să fie mai multe, Și atunci are triunghiul de la VC egal cu suma de o radical din 3 cu 4.
25 egal cu 4 egal cu 4 25 egal cu 4 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 egal cu
se vede. Asta se vede. Asta se vede. Aici. Poate se vede. Se vede și asta singură. Da. Asta am făcut un pic mai oblic așa și se vede și asta. Da. Uite așa e. Da. Nu, până mie să mi-e... Mi-e ieșit doar așa. Da. Păi, pentru că nu l-am făcut oblic, tot am și ți-am spus. De aceea, să fac oblic și mi-e ieșit. Uite la tablă puțin. Deci asta Mirona și cu asta de desene. Două segmente paralele. Dar nu. Ca și cum ar face paralelogramul Mirona, da? Da. Și eu de-acum fac asta mai scurtă. Și o duc și asta paralelă imediat cu ea. Și două paralele. Și o duc și asta imediat paralelă cu ea. Și pe orice o altă sunt paralelă. Tot nu sunt egale. În spațiu nu sunt toate egale. Și după când o ținea, în spațiu nu sunt toate egale, mamă. Și tot zic domnul profesor. A, B, C, D, E și F. Și acum unde spiesc cu E, nu se vede. Se vede nici săcuduri. În restul se vede toate. Dar de ce săcuduri se vede? Săcuduri se vede. Săcuduri se vede, domnul profesor? Se vede dacă nu se vede. Are dreptate. Nu se vede, da? Nu. Și deci se putea o ducem cu cap. Da, cred că e așa apare, nu? Miruna, e corect așa. Ok. Este, este, e, nu se așa. Și acum ce știu, domnul? Ce crede? Deci știm așa, că se dă un hexagon, o piramidă hexagonală, dacă baza piramidei este un hexagon regular, lungimea latului 4. AB egal cu CC. Da. Este scris așa, B egal da. Cu BC. AB egal cu BC egal cu cine, Emma? AB egal cu BC egal cu DC egal cu... Cu CD, cu 2E, EF, cu 2 în ordine și 4 cm. Așa. Muchile laterale ale acestuia sunt congruente. Deci ce înseamnă? Ce? Muchile laterale sunt congruente. Deci domnul profesor a zis... Deci este un isoscel. Triunghiurile toate sunt isoscel, ale fețelor. Da. Iar suma ariilor fețelor laterale este egală cu 48 cm. Și domnul profesor o notă de acolo. Aria triunghiului SAB. Deci o să avem de 6 ori aria triunghiului SAB. Acum aminte avea așa, de 6 ori aria SAB. Este egală cu cât? Îmi dau un corba. 48 cm. 48 cm. Aria lui. AB este egal cu 48 împărțit la 6, 6 la 8 cm pătrați. Egal cu 48 împărțit la 6, face 8 cm pătrați. Dacă acum, dacă vrem să aflăm, da, vrem să aflăm SA-ul, nu? Prin teorema lui P cu P ăla, pe C, nu? Păi noi ce știm? O știm doar pe AB. Păi da, și cum era, a, nu, știm aria. A, știm aria. Aria, aria. Știm aria, ăla e triunghi social, a zis? Un triunghi social, trebuie să rămâne, da? Da. Yes, A, B. O știm pe A, pe aia, din 4. Asta e din 4 și știm aria. Și știm aria. Și aria un triunghi egal cu baza înălțimea asupra 2. Da. Nu avem să știm baza înălțimea undeva. Baza o știm. Dar înălțimea nu. Nu știu, da. Sau asă, ori să vor de să... Da, da, nu știu. Ce nu știu. Deci am, aici este o problemă de geometrie plană. Da. Are un echilibru închis, o să ceară, o știi. Da. Știi baza. Da. Și trebuie să afli mulțimea. Mulțimea. Mulțimea, să ascunde. Din area triunghiului știm baza ori înălțimea spre 2. Aflăm unde este înălțimea. Și înălțimea. Și înălțimea, da. Și apoi facem triunghiul, da, merge. Da, sigur, da. Deci are triunghiul. SAB. SAB. Și facem baza ori înălțimea spre 2. AB ori S1, să zicem, nu? Da. S1 supra 2 și este egal cu 4. A.
4, cu-i 4, 4. Yes, yes, 1, pe 2. A, B, I, 4. Merge mai, nu? 8 egal cu S, 1. Și deci spectrul 8 egal cu... De 2 ori, S. 2, S, S, 1. S-o simplifica 4 cu 2. Da. Da. Și nu S, S, 1. Și atunci 4 egal cu S, 1. Cu 4. Dar dacă știm că S, S, 1... E 4. Atunci puteți să-l fac pe asta. Deci A e 1, o știm că e 2. A e la 2, e ca cu 2, 16. A e 1 este 2, nu? A e 1, da, A e 1 e 2. Deci 4 plus 16. E A pătrat, cum o spune? E A pătrat egal cu 20. A pătrat egal cu 20. 2 la pătrat, plus 6, 4 la pătrat și face 2. 2 la 5. Și e A este egal cu... 2 la 5, 2 la 5. Super. E bine. Și am găsit piesa, dacă știu piesa, ce cereau? Ne cere determinat lungimea unei multilaterale. Atât. Hai să mai vedem o dată. N-a fost nimic. Interesant a fost să știm să facem desenul. Da. Pentru alte situații, da? Dar dacă v-aș cere să aflați înălțimea piramidei, eu nu știu acum decât așa. Toate mutirii cât au, nu? Da, și laturile. Și laturile de jos. Da. Oare aș putea afla înălțimea? Da, deci într-un ochi eu zicem S-O-D. S-O-D. D. Ce fel de frânghi este S-O-D? Păi S, știm că S-D e egal cu 2 la egal de 5. Deci pe S-D o știm. E 2 la egal de 5. Mai știm și O de... Trebuie să știm că e O... Că o da, trebuie să știm că e O, E, O, D... E, D, ăla e de 4... Și... E, O, D egal cu... Nu, nu există oricum ceva în hexagon, să aflăm... Nu știu, să știm că nu am formule. Nu, nu știu. Eu sunt... Dar ce știu eu? Că pentru desenarea unui examen, face un cerc da. Cu raza respectivă dintr-un punct plec. Și EB e, EB e diametru. OD? EB. EB? E diametru. Unește două puncte de pe cer, dar nu știu dacă diametru a opuse. Trebuie să mă convingi tu. Da, până una alta, Miruna, hai să facem construcția. Deci desenăm un triunghi. Un cerc, pardon, un cerc. Hai să facem concret, așa să vă întâmplă pe toată lumea și să vezi și tu cum se construiește un hexagon. Nu s-au adus pentru mentor, da? Da. Da. Reține... Da, exact. O reține un pic ce face de un profesor. O să mai lucrăm. Interesant pe profesor. Deci ne mai punem și alte întrebări exact. În afară de ce cere autorul. Cine a putut amintit de cerc? Sigur. Care ne-a dat mare capăt, așa. Mai da, dar dacă recapitulăm, mai se duc să nu mai e chiar. Totdeauna folosim prilejul ăsta. Un automeu pentru a aminti felul de fel de lucruri. Deci, am să desenez un cerc cu o rază. Perfect, ai și domnul. Da, exact. Pas. Și, dintr-un punct oarecare al cercului, descriu cu raza respectivă. Cu raza lui. Raza cercului respectiv. Și mă urmă în fiecare punct și descriu. Și să împarte exact în șase. Exact în șase. Ce vezi? Ce vezi? Ce vezi? Ce surpriză? Surpriză, da. Surpriză. Da, exact în șase, da? Da. Și acum obțin și eu șase puncte. Deci din prima în care am punctele A, B, C, D. E udă.
Iată. Luăm pe cea mai mică, cu pare uscată. Asta, da. Așa, da. A. B. C. D. E. F. Ne unim în lume, dar dacă nu ați mers acolo, da? Așa este de acolo. Ia. Da. Și ce să vezi? Că e perichiometru. Care? Sigur că da. E de... E și... Da. E de aici, nu? Da. Ea, așa a spus că e de aici. Și e mijlocul, da. E înălțimea, nu? Da. Și acum... E înseamnă de rază. Și noi știm că EB fiind diametru, e dublu ca măsură a razei, cum raza e cât latura, iar latura era... Nu cumva diametru e cât tot arcul ăla B e... Păi tot pe ce zici, diametru e dublu cât latura, domn profesor. E dublu cât latura BC? Păi nu așa am găsit noi... Nu, n-am avut raza așa în... Am avut rază de două ori. Tot de la raza. Înseamnă că asta e, asta e diametru și asta e de cât? Da, da. Și asta e eu. Obișnuiam o derivată. La un hexagon regulat, dacă știi latura hexagonului, de fapt, știi pe EB, că pe tine te interesa EB sau O. De mine se ia O de și O. O de cu 4. O de și O, O, H și O. Bun, avem și atunci avem... Și OB tot 4. Da. O interesa și asta. Și o B, și o E, D, și o E, și da, frase de aici. Exact. S, D, O, E, de triunghi. Așa, și ce trebuie să spunem? Hai tu să răspunzi. S, D, O, este de triunghi unde? În D. În D. S, O, D? S, D, O. S, D, O. Dar de ce crezi tu că e de triunghi în D? Nu știu. Te întreb. Da. Dar noi când am vorbit, când unghia era perpendiculară? Că asta ar fi S, de este unghii. Da. Când, când e perpendiculară pe plan, nu? Când e perpendiculară pe plan? Când e... Ce, tu acum când ai uitat problema asta, este de să fii perpendiculară și ESA ar trebui să fie perpendiculară. Exact. Da? Da. Și acele două perpendiculare pe planul de jos n-ar trebui să fie paralele? Aha. Ba da, să fie prismă. Deci este exclus să fie perpendiculară acolo. Nu. Da. Că e înălțime, nu? ESO, care e perpendiculară pe plan, e perpendiculară pe toate dreptele din plan. ESOD. ESOD. Păi acolo e înălțime, da. Și aveți și în ESOE? ESOE, ESOB. Aha, uite-s. Păi dacă înălțime, ce trebuie? Da? Înălțime de la mine. ESOD, ESOE, ESOA. Deci, tot ce trece prin O, toate dreptele de acolo, formează cu ESO înălțimea unghiul din nou legat. Când am ajuns să aflăm ESO, n-a tratat azi vreo domnul. Mi-aș dori să aflăm pe ESO. Păi ESO e înălțime. ESO de victoria. Avem mai de 4 ani, 2 ani, 3 ani, 5. Și ce frumos am asta de hexagon și de faptul că... Deci au repetat o serie de lucruri importante. Foarte importante. Pe care nu le mai avea. Deci cum construim un hexagon? Un cerc. Da? Mm-hmm. Un cerc pur și simplu. Mm-hmm. Ah, da. Și dintr-un punct, anume cu deschidătura cu raza, încep să mergi în stânga-dreapta, mergând, constați că e împărțit exact cercul. Cercul în șase, exact. Exact în șase. Și atunci, el șase, iată putem spune că e el șase, adică latura hexagonului, el șase, e ca cercul cu raza. El șase, e cam calculată, chiar din construcția noastră acestea. Și că avem perechi de puncte care sunt opuse, adică AB, cum ar fi de aici, și alte două imediat vecine, sunt puncte diametral opuse. Da? Puncte diametral opuse și este lucru care te interesează. Acum, distanța de la O la una din laturi, așa, se numește, practic, o înălțime în triunghi echilateral. Da. Triunghi este echilateral, în capul da. Și distanța asta se numește apotemă.
apotema. Adică o o să asta se numește apotema. O yes egal apotema. Apotema ce? O înălțime într-un unghi lateral? Exact. O înălțime într-un unghi lateral. Apotema, adică se zice A6. Și A6 se vine R pătrat minus R pătrat pe 2, faci R radical din 3 pe 2. Din raza mare la pătrat. Scădem pe jumătate din raza care R pe 2 la pătrat. Corect. Pătrat. Pe acolo e dreptul. Deci din pătrat, R, R pe 2, da? Și atunci vine R radical din 3 pe 2. Apotema. Asta e o formulă, dar mă timp e o formulă. Este exact așa cum a făcut-o aici. Uh-huh. De ce v-am dat asta? Pentru că în probleme geometrie care vor apare de acum încolo, o să apare și probleme de tip următor. Să se afle unghiul diedru. Ce înseamnă unghiul diedru? Unghiul dintre două plane. Unghiul dintre planul ăsta și ăsta. Unghiul dintre... Adică el la de sus. Da, în cazul de față, unghiul de... Da. Iată, unghiul diedru dintre planul... Ăsta de jos și planul de sus, da? Este centura de acolo. Exact. Adică ce s-a făcut? Pe unghia comună, ducem două perpendiculare. Unghiul diedru. Pe unghia asta comună, am dus-o dreaptă, perpendiculară asta și perpendiculară asta într-un punct. Mm-hmm. Și atunci deschizătura dintre cele două perpendiculare îmi indică unghiul diedru. Da. De ce e important aici? Dacă eu vreau să aflu unghiul diedru dintre planul SAB, da, și ABCD, adică planul bazei, da, că doar planul așa vine o oblice, nu? Toate planele la piramide, da? Muchia comună e AB, nu? Muchia comună este AB între SAB și ABCD. Da. Și atunci, ca să văd unghiul diedru, o să duc perpendiculara din O pe AB, care știu bine că AOB este triunghiul echilateral, cum am văzut aici. Exact. Da? Și ca ce e apotemă. Ca ce e apotemă și știu să o găsesc. Da. Pică ea undeva la mijlocul AB, știu sigur. Și notăm cu el, să zic, poziția în care am picat din nou perpendiculara pe AB. Da. Și unind pe S cu L, pe S cu L în fața asta, am găsit aici unghiul diedru. Pentru că S L e perpendicular și pe AB. Înseamnă că S, L, O e triunghi? S, L, O este un triunghi de triunghi în O, obligatoriu. Și cu două unghiuri ascunțite. Unghia aici și cu unghie în partea asta, da? Da. Ceea ce este de remarcat, că acest unghi de acolo este chiar deschizătura dintre cele două planuri. Uh-huh. Dintre cele două planuri. Da. Deci este unghi diedru. Și măsura unghiului diedru, dacă vă cer să o faceți acum, o găsim. Pentru că pe asta o știm să o facem. Da, e raza radical din 3. Adică partea radical din 3. De asta o știm să o facem. Radical din 3. Da. Este, știm să facem? Păi eu știm că este înălțimea triunghiul ăsta isoscel. Este. Da, da, este isoscel, da, știm. Da. Și atunci aplicăm o funcție trigonometrică. Da, noi știm pe toate raturile. Chiar pe toate raturile. Exact. Da. Eu am aflat unde că aplicăm o funcție, da, trigonometrică și în felul, da, ăsta problema a lui răspuns. Deci, vedeți, m-am dus tot în plan. Ca să... În ce plan am venit eu? Am construit perpendiculare, două perpendiculare, într-un punct, pe AB, care este muchie comună. AB este muchie comună în ABCD. Și cu SAB. Da? Și cu SAB. Sunt intersectate cele două plane după AB. În AB, da. Și în punctul mijlocului AB, am dus două perpendiculare. Una în planul ABCD, și alta adică, în planul SAB. Adică, cea în planul ABCD e OL, da? OL. OL. OL.
Da, interventiculară și ies L în SAB. În SAB. Da. Și unghiul ăla care s-a format? Este tocmai unghiul care indică unghiul, măsura unghiului dietru. Adică unghiul dietru, încă o dată spun, pe dreapta comună, pe dreapta comună, pe intersecția, pe dreapta de intersecție celor două plane, duc acolo două perpendiculare. Da. Una într-un plan și cealaltă în cealaltă. Și acolo, unghiul acela este unghiul dietru. Asta urmează sumbeții, da? Sumbeții, da. Dar vreau să vă spun că de acum problemele încep să fie frumoase, pentru că intrăm în zona asta multor lucruri interesante și elevii încep să aibă greutăți, pentru că ei se duc tot timpul spre geometria plană. Și nu înțeleg cum aici, prin unghiul ăsta, ies L, O, ai unghiul ăsta drept în O. Păi nu, nu e în altă parte. De ce? Dar aia au fost înălțime. Aceea au fost perpendiculare și perpendiculare e perpendiculare pe toate dreptele în plan. Da. Inclusiv pe dreapta EF. De ce perpendiculare spre o EF? Pentru că eu pot duce o paralelă la EF și este ală și atunci am perpendiculare acolo. Da. Deci pot să surprind că ies o perpendiculare pe toate dreptele din planul ăsta. Dacă dreapta perpendiculară pe planul ăsta, ea e perpendiculară pe toate dreptele din planul respectiv. Așa că începe, repet, partea de geometrie frumoasă, interesantă. Aici puteam să ne oprim, dar numai la problema asta am amintit foarte multe lucruri interesante. Singur când aș trebui să aminte. Cum se construiește hexagonul? Corect. Cum construim hexagonul în spațiu, pentru a crea imaginea de piramidă, nu? Trebuie să-l vezi acolo, așa cum pătratul îl facem drept și îl facem oblic un pic, pe un paralelogram, așa și hexagonul dăm într-un colț. Da? Și da. Vine un pic. Dacă e hexagon regulat, atunci și știm latura aia este raza. Este raza cercului circumscris. Da. Raza e cercului da. Circumscris. Și dacă am știut raza, gata, știm și din nou toate. Toate sunt raze. Toate sunt raze, este lucru iar și foarte, foarte important. Că apotema. Apotema care e perpendiculară, a zis, așa. Din O pe o dreaptă. Apotema, deci în poligonul regulat, da. Fie el și cu 5, fie cu 4, înălțimea înseamnă perpendiculară din centrul cercului pe una din laturi. Pe una din laturi. Și aia e apotema. Aia e apotema. Așa. Iar apotema feței este înălțimea adusă în față. Deci ies el, în cazul de față, este apotema piramidei. Ies el. Ies el. E apotema piramidei. Apotema piramidei. Deci înălțimea din fața... Și o el? Și o el este apotema bazei. Bazei. Apotema bazei. Ce e două înălțimi? Este apotema da. Piramidei și este... Indiferent ce piramide este. Indiferent ce piramide este. Ies... Așa este apotema dar și... Dar o ducem din O pe E și după aceea unim cu... Da. Casa e pică acolo unde pică asta mai întâi. Deci ies o fiind pe plan perpendiculare. Înălțimea adusă din S pe AB, pică acolo unde pică mai întâi înălțimea adusă din O pe AB. Uh-huh. Deci trebuie văzut fel de triunghi ăla. Sigur că da. Ducem înălțimea, dacă cai la mijloc, am ține mai dacă pică la mijloc, cer, dacă toate exact. Poveștile cer sunt. Și aceea când unim, avem deja o groază de informații. Da, da. Și aceea, acela este unghiul dietru, că am dus pe perpendiculare în același punct. Da. Și măsoară deschizătura dintre cele două plane. Și se poate afla imediat, da. Dacă ai, da, foarte fain. Lucrăm, domnul profesor, de acum da, avem și da. Material, avem de toate. Facem o sinteză? Da. Să vedem la geometrie ce am... Deci la geometrie am urcat piramida. Da? Piramida, și aici am vorbit... De tetraedru, am vorbit de hexagonul. Triunghi. Da, tetraedru. Lată. Apoi, patul la tine. Da, și hexagonal. Și hexagonal. Da, am lucrat despre. Am avut arii, apodemă chiar. Și aici am discutat mai multe noțiuni importante. V-am vorbit de apotema bazei, apotema
Piramide, da. Exact. Ari, am discutat chiar de proiectul. Ari. Apogema. Baze. Și apogema piramide. Apogema piramide. Insist, dar eu par mai la poligonul regulat. Da, da, da. Da, de aici vorbesc de apotema, care este aceeași lăsind peste tot. Numai la cel de regulat. Poligonul regulat. La cel de regulat? Nu, am alte lucruri, alte lăsimi. Fiecare, între unde și ăla, are o lăsimi. Depinde unde a picat înălțimea poligonul de bază. O să facem măsuri ce intră în lecții, da. Dar acum ce ai făcut o idee de la poligonul regulat. Numai la poligonul regulat. Okay. Și la algebra am lucrat interval linier. Algebra, să vedeți cum fac, că trebuie câștigă, am vrea să tai bucata ce a fost stat. Da, nu mă gândesc, dar se poate veni repede, deci nu știam ce să fac. Deci algebra am lucrat interval linier, modul. Intervale. Operații. Operații cu, da. Modulul este cu privite ca mulțimi. Corect. Mulțimi. De aia am făcut operație cu mulțimi, practic. Da. Ca mulțimi. Ca privite ca mulțimi. Da. Și am făcut module. Modul. Exercitarea modului am făcut. Modul. Și aici am avut explicitare. Da. Proprietăți. Da. Inecuații cu modul, nu? Păi. Am lăsat așa. Cum? Modul. Publicații. Da. La revedere. Îmi intrați aici. La revedere. Okay.